ați venit, doamnelor și domnilor. Astăzi avem un lucru special. Uitați-vă la mine, uita. Mergi. La demonstrație trebuie să mergi. Bine ați venit la Daraginski, Daragiu. Și astăzi o să facem ceva ce sunt așa mixed feelings dacă vreau sau nu să o fac. Și anume, să joc Minecraft. Eu am jucat Minecraft literally ultima oară acum 4 ani. Nu mai știu nici măcar cum să sap. Și pe lângă asta, nu știu de ce a devenit din nou popular sau îmi scrieți voi deodată despre Minecraft așa fără niciun motiv. Să joc. Ok, așa, s-a deschis băiat. Tu ăsta arată un pic diferit față de noi. Ah, are scris ăla în colț, mereu diferit. Haha, new word. Hai să, hai. Mi-a scris cineva în comentarii sau unde am scris-o pe community, nu știu, mi-a scris cineva undeva. Dacă tot joc asta, hai să o jucăm împreună cumva. Dați-mi sfaturi constructive, pentru că sigur o să fac multe, multe greșeli în chestia asta. Nu scrieți în chat, era să zic. Ce fraier e ăsta că nu știe să facă aia. Orice ar fi aia. Lumea noastră se va numi Tessiland. Acum ți arată când se generează lumea, nebunie, pe vremuri nu era așa. Cred. Cred că nu era așa. Ce m-am speriat? Prost sunt. Am dat în prima iarbă și m-am speriat. Hello. Am timp cum să dau sprint, ceea ce e bine. Chestia astea sunt nerenderate sau zboară chestii deodată așa prin Minecraft? Se presupune că nu ești renderat totuși. Salut. Ce faci? N-am văzut un cal în viața mea. Am văzut armuri de cal pe, cred că 9 gig maxim, dar bă, alea chiar sunt așa? Sau e... Bă, am spart, am dat aici în Tessiland un seed din ăsta de să ia... Ce s-a auzit? Bine, mă dau mai încolo, salut! Uuu, poți să călărești! Ce-am făcut? Oh, are un pui! Asta e pui sau e iar prost randat? E un pui! Miță! Miță te numesc! Cum poți să te crezi, dău? Cum poți să-i pun lesă, ceva? Sau pe mânsa, cum poți... Fă! Vino încoa! Cum poți să o călăresc? Nu mă lasă! Press left shift to nu vreau să dismount! Ah! Oh, ce dai... Am chestii pe laterale în care îmi spune efectiv ce se aude. Swimming! Ce swimming? Ajută? De... Ok. Nu știu cum să călăresc cai. Vom învăța. Scrieți-mi undeva în comentarii dacă știți cum să călăresc cai. Într-un mod eficient, că ăsta nu prea fă. Măi, ia pe ce ești. Oh, s-a îndrăgostit de mine. Best friends forever. Ce? Dar Joe has made the achievement best friends forever. Puiul ăla se dă la mânsă sau... Bine, ok, cum mă dau... Cum poți să faci... Stânga, dreapta, nu vrei ceva? Nu! Mi-a făcut un prieten degeaba! Să se tări, screenshot-uri, nebunii, ce-am făcut? Oh! Mi-am amintit că aveam skin! Ce drăguț! Asta era skin-ul făcut de cederu cu Alpaca King. Aha, 4 ani în urmă. Și încă există skin-ul pe cont? S-au șters nu nimic? Nu știu ce fac în jocul ăsta mai exact. Ah, ok. Pe măsa nu pot să o călăresc, aparent. Că nu vrea. Presupun că îmi trebuie o șa sau ceva. Cum uitam la rețete? Well, presupun că jucăm ca băieții normal. Deși sunt totuși curios ce naiba se aude aici. De face gălăgie și mă deranjează pe mine. Ok, nu mai vreau să aflu. Îți arunc o floare în semn de respect. Ghiță, miță, cum dracul cheamă pe la micu. Te țin minte dacă știu să pun waypoint-uri cândva în viața asta, îmi amintesc. Dacă scrieți în comentarii cum să pun waypoint-uri, mă întorc după miță, că e la spawning point, cum ar veni dacă nu se despawnează până atunci. Sau deși o apă. A, nu era despawnat, așa era. A, era renderat corect. A, interesant. Aici îmi fac casă. Mă jur, e casă cu direct piscină. Am piscina direct interparchetată în casă. Ia uite. Aici între munți avem și peșteră. Mamă, direct mai leu pe piatră. Ca să am și eu așa o bază solidă între munți. Deci parcă aș fac cu vedere la pădure. Nu știu ce chestia aia albă, dău. A, nu scrie numele itemelor? Țin minte că pe vremuri scria numele itemelor. Deși cred că ăla era dintr-un mod pe ceva. Poate? Aici e gaura de casă. Tu vezi gaura de casă fix aici. Elan? Cu florile n-am idee ce fac. Dar un lucru e clar, că o să mor de foame. Salut, doamna oiță, vrei o floare? Tocmai... A, ce drăguț din partea ta. Nu vrei să o mănânci acum? Ești cam nesimțită.
Behă-i la mine și nu dai nimic, că o să mor și de foame. Aici ne facem casă, fii atent, aici o denumim. Aici este, stai, fix? Bă, e platformă, ești nebun, dacă nu e gaură din aia eternă. Aici, ok, vântână o vom numi. Aici, fix, aici se numește Daragius Land. Și ne putem extinde prin munți și ne facem nebunie. Aia e vârful, omul deja e acolo, vedeți? Seamănă, nu? Piatra nu o putem sparge pentru că nu avem cu ce, presupun, și va trebui să luăm niște lemn. Domnele oițele pe lângă mine vor primi și nume la un moment dat, presupun, dacă nu cumva vor fi super nesimțite și nu vor merita un nume, pentru că aia care practic i-am dat floare în față, nu altceva, m-a și înjurat dacă se putea. Acum că avem lemn, oh, ți-ată rețetele pe care poți să le faci. Aghes, spruce wood, spruce planks. Hai mă, cât de bătrân mă crezi, păstrez niște dar. Oh! Oh, direct am făcut-o. Direct, crafting table. Nebunie, nebunie am făcut aici. Eu mă prefac că știu ce fac acum. Nu, unde mi-este? Aici este vârful casei mele. Îi voi pune și vârfuleț așa. Ok. Asta este baza. Târnășcop. Direct, casă de piatră. Te-ai prins. Ce glumesc pe mine azi. Piatră, te rog, mulțumesc. Oh, check your recipe book. Deci avem un recipe book, așa e vanilla-o acum, ai? Real am auzit că în vanilla-o de azi sunt o grămadă de elemente din mod pe cur sau în fine, nu neapărat din mod pe cur, cât chestii pe care puteai să le ai doar în mod pe cur, gen diferite animale, nu știu că aveam cai pe vremea aia, dar nu țin eu minte cai cel puțin. Iar aveam porci, vaci, oi și cam atât, nu știu ce aveam și... poate pești. În jurul acestui pedestal îmi voi face mărturia. Ue, nu știu cum să stau crat. Binecuvântează-mi casa. Aici vei fi tu stâlpul casei mele. Nu vei cădea, nu vei arde, nu vei exploda, pentru că știu că scriperi, nu mai știu cum funcționau, dar știu că făceau urât. Amin. Prost, prost, prost. Ah! Vine noaptea. Așa. Well, dacă am început-o așa, așa rămâne. Nos buenas noches. Nos buenas noches. Ah, vine luna și stelele. Ah, n-am destul de pietre, ești nebun la cap. Facem cu o singură ușiță pentru că n-avem destui bani pentru toate ușițile. Mine direct îmi fac sub casă aici. Da, mare deștept. Bă, și prost sunt. El presto, el presto. Ce am zis prima oară când am spart piatra, am zis că-mi fac din piatră ca să nu mai fac din lemn și direct achievement, băiat. Nu știu că pe vremea aveam achievement-uri, dar. Nu știu câtă piatră mi-ar trebui pentru măcar un acoperiș deasupra capului. Clar, mie nu-mi plac casele de piatră. Gluma n-a fost făcută intenționat, dar nu-mi plac casele de piatră. Nu neapărat să merg la nunți, nu asta era ideea. Ce ăsta? Ce ești tu, albitură? Diorit. Ai un nume oribil. Nu o să te folosesc în viața mea doar pentru că e un nume oribil. S-ar putea să fie foarte folositor, dar nu știu la ce. Pare doar o piatră mai urâtă. Sau mai argintie, cel puțin, da? Avem 23 de piatră. Doamne, ferește, și n-avem de... ține aminte că făceam stacuri întregi. Bloc, bro... Bă, chestia aia din dreapta nu știu cum să o dezactivez. Dacă îmi spuneți voi ar fi bine. Nu știu dacă deranjează sau nu. Păi ne m-ar ajuta într-un fel sau alt. Cred că scrie. Dacă, de exemplu, creeper sâsâing sau ceva. Nu-mi dau seama dacă ar scrie așa ceva. Iisus Hristos, că stă mai... pleacă de ei. Auzi ceva. Cred că e pe Angel. Doar cred. Eu nu mai ies din gaura asta. Adi, vederi ce îmi fac aici armuri, casă, viață, nu știu ce fac aici, dar îmi fac. Îmi fac aici un crafting table, nu mai merg până la crafting table, luam să mă bat. Cred că printr-o găurică nu încăpeam pe Angel, dar nu mai știu. Nici nu mă risc. Fac sabie, mă jur. Mă bat cu el, îi dau în gură, nici nu știe. Ce scârbos, un ajutor. Mi s-a făcut pielea de găină, mă credeți pe cuvânt. What the fuck? Ce scârbos sună! Trebuie să-l omor cumva. N-o să rezist de la eu un ASMR în urechea mea cu păian genul ăsta de nu mă mai scol dimineață. Din diorit ăla poți să faci ceva, dă? Gen, poți să faci sabie din diorit? Pare nu e... e useless! Ok, sabie. Avem o sabie. Da mea și peste față cu sabia. Hai să ne batem. Unde ești, măi, fraiere? Nu știu dacă nu stă fel sau nu, da? Ce te bași tu la mine în casă? Cine se mai bagă, măi, la mine în coaileu cât sunt?
Baby, m-am scos afară din casă, uite cine, ce-am zis eu cu casa mea acolo. Ia ta, ia-o, ia ta, las-o, las-o. Nu știu cum să dau mai tare, știu că era o șmecherie din aia, că am văzut acum că n-am mai mult damage. Baby, oleu, mamă, m-am scos. E, tehnica mea, rămâne tehnica mea. Să moară Gibilan, dacă nu. Gata, poți să mări cât vrei că nu ies de aici. Dacă vine un creeper și îmi sparge viața, nu vă luați după mine, copii. Nu-s cel mai bun exemplu la cum să supraviețuiești în Minecraft, în 3 pași simpli. Pasul 1, fă-ți o casă. Adică e un fel de casă ce facem noi aici. Nu e casa pe care ne-am dorit-o, cu piscină și grădină și cu miță în curte, pe care nu știu cum să-l iau și probabil... Da, cred că am și uitat unde era. Bă, aici dacă mor, de exemplu, dacă mor, mă respawnează cu itemele? Nu, că asta e survival. Ar trebui să nu. Îmi scad itemele pe jos și am un timp până să le iau. Cum funcționează? Yeah. Așa nu mor dimineața. Te rog, pleacă de aici. Du-te în altă parte. Lasă-mă în pace. Mâncare! Mâncare! Nu știu cum să ajung acasă pentru că nu știu să-mi pun waypoint-uri, dar mâncare! Mă duc să omor ceva vegan. Nu știu ce pot să omor ceva vegan. Asta e mama lumiță? Miță? Miță? Nu. Oilor! Închideți ochii, copii. Este ceva ce se va întâmpla și... Cai nu cred că are rost să-i omor, de exemplu. Tu nu ești miță! N-am mâncat în viața mea. Romuton nu era pe vremea mea, dar nu știu ce e. Trebuie să mânc. Cât îmi dă Romutonul? Oh! Și presupun că acum am crește HP-ul dacă am full HP. Ok. Și în ce se face? Nu se stinge grătarul la băieți aici? Oh! Ah, nu ești miță. S-a oprit în sfârșit ploaia. În sfârșit din nou. Uite, miță! Ce oribil s-au de aici. Miță, vine la mine, ești nebun. A crescut mare. Miță? Oh, nu, asta e. Ești măsa sau ești miță? E miță! A crescut mare. O zi a durat. O noapte, efectiv. One eternity later. Ah, salut, ce faci la mine în casă, domnule oribil? Și pe sună, dacă ești tu, o să mai vină și alții. Turnul ăsta se va face mai mare și va fi în numele lui... Iar mă, uite mă, mai mare. Fraiere, pitic ce, știu cum te simți. Cam poza din clasa a noua la banchet, în care încerci să pari și tu. Când fetele pe tocuri și tu nu reușești. Ce nu înțelegi că este mio casa e nu suca. Lăsând glumele la o parte, chiar nu-mi place cum arată piatra asta. Adică eu mereu am preferat lemnul. Uite, uite-te la camera mea. E lemn, totul e lemn. Nu e piatră. A, aveam uși făcute. Aproape. I almost forgot it. A, e ușă din aia oribilă. Nu puneți ușile niciodată așa, copii. Este împotriva legii. Mereu le puneți de din afară așa. Nu știu ce face chestia asta, explicați în ceea ce chestia asta. O să caut până mai încolo, n-am nicio idee ce e ăla lum. Acum sunt curios doar cum pot să-l iau pe Mițu de acolo și cred că pe... e întuneric ca dracu afară. Well, cred că trebuie să fac rost de piele. Dacă știi să-mi pun waypoint-ul ar fi așa frumos. Rotten flesh și tot ce cele. Ok. Vreau și pot. Oh, un porc. Nu știu, m-am bugat. Ajutor. Merge înainte singur, ajutor. Mi-am folosit o pensetă ca să rezolv rulul. Cred că l-am rezolvat. Vreau o vacă să o tai de cap ca să iau cevaul ce-l merit. Nu vreau să omor animalele, îmi pare rău. Nu asta am vrut să zic. Miță, e negru, miță. Ce ești tu? Măi, ce ești tu aici? Să ia la... Ce ești tu? Ce frumos e ăsta și ce negru e. Da, ai de gând să mă mai bat mult cu picioarele. Mulțumesc foarte mult. Ai o găină? Cine e? Ce ești tu? Mami! Ce azi că mă cheamă puiul? Mami! Ce faci, mami? Mami! Unde mergi? Mami! Nu fugi de mine. Mami! Dă-mi un nou. Fă ceva. Poftim. S-a dragostit mami. Ce am făcut? Mami! Pleacă aici! Lasă-mă în pace! Ce-i asta? Deci, mă, ce am făcut? Era semințe, cred. Cum i-am făcut? Mai dau o dată? Nu, nu mai vreau să-i mai dau. S-a îndrăgostit de mine. Trebuie să recunoști că e drăguță. Well, mami, hai cu mine. Bă, merge în aventură. O, chiar mă urmărește, ești nebun. Mami! Ok. Nice. O avem pe mami cu noi. Well, cu mami, acum ar trebui să ne descurcăm mai bine. Oh, putem să vedem sub apă.
Well, mami, ai idee unde sunt vacile? Pentru că real chiar n-am nicio idee și am nevoie de niște piele și cred că tu nu ai niște prieteni care pot să-mi facă rost. Gen, prin neamul ăsta de pui, găini și toate cele. A rămas blocată. Mami! Hai cu mine pe aici, că pe acolo nu cred că poți. Nu știu cum să te chem sau ceva. Ești doar... Nu știu cum te-am luat, cred că ți-am semințe și atât. Mami! Pă bune, ți-ai pierdut interesul deja? Uai, leu, trebuie să-i dai mereu. Mami! Ce e aia de sub apă? Are... E zombie de apă sau ce e, no? Ce oribil! Mami! Nu ești tu, mami. Mami, unde e mami? Pă bune. O mamă aveam și eu! Pă bune? A, păi tu zombiul tău de apă care ești, gâlgâimii ai tot ce ai, gâlgâi, hai să te văd. O chestie pe care pot să o mănânc sau mă mușcă și mă omoară? A, am uitat că nu pot să respir sub apă pentru că-s deștept. O mamă aveam și eu! E, asta e. Acum va trebui să ne găsim altă mamă. Pe lângă asta, dacă tot suntem la capitolul ăsta, pot să rămănânc astea fără să mă toxi-infecționeze? Ce s-aure? De unde vine un zombie? N-am HP, îmi pare rău. N-avem vaci ca să-l iau pe Miț. Asta era toată misiunea din jocul ăsta, pentru mine cel puțin. Să am un cal. Nu vreau mâncare, nu vreau castele. Bine, mi-am făcut un mini castel. Un turnuleț. Nu vreau nimic altceva decât... Nani? Ce e acolo? Sunt aproape sigur că ne-am pierdut de casă, în primul rând, ca să fim conștienți de o chestie pe drumul ăsta. S-a auzit ceva? O vulpe! Ce e asta? E oraș? Am găsit un oraș! Vulpe! Te voi numi? Șușu! Șușu, vină încoa! Șușu? E un zombie care fugește un villager. Poți să-l salvez! Te salvez eu! Te rog, nu muri! Aproape am murit eu! Bă, dar mori odată! Cât dracu durează! Te-am salvat! Dă-mi bani! Wow, mulțumesc de compliment. Oh, e un pui aici. Ce-s chestia asta? Ce? Ăștia au fetișuri ciudate cu... nu vreau să ne enervăm unul pe altul, pentru că îmi știu foarte bine forțele și nu se... Șușu! Păi Angen! Nu! Lasă-mă, am 3 HP! Nu! Nu! Pă bune, am 3 HP, adică... Se bate cu Șușu? Se bate cu Șușu, cred. Nu-mi dau seama de fapt care e faza, dar Fox! No! Șușu! Șușu! Vine acum! Nu știu cum să sar acest gard. Ah! Probabil că l-o pun la loc după aia. Gard, gata. Șușu! Vino să-ți dau niște mâncare. Șușu! Șușu! Că odată ce-ți dau mâncare înseamnă că ești a mea. Șușu! Ce am făcut? Am ciubitore cur. Ce am făcut de a sărit așa? Nu știu ce e asta. Bă bune, nu mai urla, Șușu. Sunt mai multe prinse. Cum le iau ale mele? A! Șușu! A, bă bune. Scrieți-mi în comentarii un singur lucru vreau să mai știu. La Șușu n-am nicio idee cum se face. Scrieți-mi cum pot să fac rost de Șușu, pentru că sunt curioso. Ce nenea ăla? Ce face nenea ăla? Salut! Ce ești tu? What? Well, încă n-am făcut rost de piele, ca să fim mulțumiți cu viața noastră până la capăt. Wow. Am cartofi și pâine cât să mă țină o viață întreagă, dar nu găsesc piele. M-am pierdut și de casă acum. Real, cred că chiar m-am pierdut de casă acum. Adică nu mai știu pe unde am venit. One eternity later. Oh! Oh! Mi gigolos! Mă scuzați că trebuie să vă omor. Trebuie să-i fac oșa lui Mițu. Miță! L-aș lua pe ăsta negru. Real, chiar l-aș lua pe ăsta negru. Dar i-am promis lui Miță înainte. Pare rău. Și era pui când i-am promis. Adică a crescut cu ideea asta în cap. Nu pot să-l dezamăgesc acum. Tu ești Miță? Aici trebuie să fie un crafting table atunci. Mamă, ce mă descurc eu fără hartă. Fără ne... Asta e Miță? Nu știu că era cu alb. Ah, nu mai știu care e Miță. Am ținut minte harta, n-am ținut minte și efectiv calul cu pată cu tot. Nu! Se face un saddle. Miță, nu pot să-ți fac șaua, îmi pare rău. Apare trebuie să o găsesc, că am fost mințit de propriul creier. Aveam senzația că era logic dacă iei piele cu piele să faci un saddle într-o formă de saddle. Apare trebuie să o găsești. Acum și imaginez cum... Păi, Jean-Jean, mă duc acasă. Miță, vorbim mai încolo și... Da?
Arrivederci, va trebuie să găsim un saddle într-un dungeon, într-o nebunie undeva. Lăsați-mă în pace, sunt băiat cu minte. Ah, slalom printre monștri. Am intrat în casă, te rog, spune că am ușa la intrare. Mersi, deschis, să intre toată lumea. Ok. Trebuie să-i fac șalui Miță, trebuie să fac o grămare chestii lui Miță. Nu înțeleg care e faza, nu mă prind de ce. Nu pot să-i fac șaua, trebuie să o cumperi. Să o cumperi, trebuie să o găsești neapărat. Scrieți-mi în comentarii cum o fac pe Șușu să poată să stea, să vină după mine, că se poate. Pe Miță înțeleg că trebuie să-i găsesc șaua. Nu pot să-i o fac, pentru că nu e logic să o faci. Și ce-am mai întrebat? A, aveți dorit să știu ce-am întrebat în tot video-ul ăsta? Nu știu. Ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Bine, sper că ați înțeles ceva din el, pentru că eu nu am înțeles foarte multe, mai ales faza cu saddle-ul mă termină. Eu am fost Alpaca. Ok, dragi, și ne vedem data viitoare. Muah! Like, subscribe și toate chestiile dacă v-a plăcut. Pa! Nu știu unde mi-este, unde mi-este saddle-ul, nu știu unde mi-este saddle-ul. Unde mi-este saddle-ul, unde pot să găsesc un saddle? Ah! Elan! O idee minunată, de ce nu mi-ai spus până acum?